sau eu n-am auzit sau n-am spus nimic de clopotele ce l-ați fac. O să ajungem și acolo, dar știți care e treaba, că avem un timp foarte selectiv. Cât începem atunci? Da. În anul 106, teritoriul dacilor, dacii sunt înfrânți în urma celor două războaie grele și romanii conduse către împăratul Traian, împărat care va da ordine apoi ca la Roma să se înalță un monument pe suprafața căruia vor fi redate scene din războaiele acestea daco-romane, columna lui Traian. Ceea ce vedem aici este o copie după o scenă de luptă de pe columna lui Traian. Interesant în această scenă de luptă este faptul că lupta pare a fi foarte echilibrată. Dacă ne uităm cu atenție, cam același număr de soldați sunt căzuți din partea ambelor tabere și același număr stau în picioare și mică în continuare. Scena sugerează greutatea cu care dar în cele din urmă, teritoriul a fost cucerit, nu însă și ocupat în întregime, pentru că în zona de nord a țării, în zona Maramureșului de astăzi și în zona Moldovei, nu s-au așezat romanii. Ei treceau din când în când și în să slăbească, să ardă cetățile dacilor, să le slăbească puterea, după care reveneau în zona ocupată, care a fost împărțită administrativ. Dacia Apulensis a fost provincia romană cu capitala la castrul roman Apul, adică aici la Alba Iulia. Alba Iulia a fost capitala, așadar, în timpul capitala unei provincii romane. Dar să ne amintim castrul roman Apulum. Avea o formă dreptunghiulară, patrulateră, în răsărit, în direcția aceasta, ar fi fost poarta principală rezervată oamenilor importanți, iar în sud și în nord, porțile deschise pentru toată lumea, porți conectate între ele prin via principală, strada principală. Acest nume, via principală, să-l putem vedea marcat pe sol chiar lângă noi aici. Că aici a trecut strada principală din castrul roman. Asta pentru că în 1711, după distrugerea cetății Vărzărului, terenul a fost nivelat. Strada romană era făcută cu legile de toată câțiva metri mai jos, unde putem să vedem o altă invenție a romanilor, o invenție care a străbătut viacurile și care a rămas astăzi de mare actualitate. Haideți să vedem despre ce e vorba. Astăzi, prin reclamele de la televizor, vorbindu-se de
Austria prin Pardoseală. Ei bine, romanii aveau încălzire prin Pardoseală, dar și încălzire prin pereți. Avem aici un fragment din sistem de încălzire roman și un sistem de încălzire. Cum funcționa? Sau încălzirea prin Pardoseală, cu alte cuvinte. Despre asta este vorba. Cum funcționa? Odeaua locuinței făcută din teracotă era așezată pe cărămis, la vreo 60-70 cm înălțime de la sol. Era creat spațiul acela între sol și podea. Într-un colț exterior al clădirii era un cuptor. Acolo se făcea focul și aerul cald circula prin spațiul ăsta dintre sol și podea. Asigură o încălzire de 25-27 grade Celsius. Dar spune că era mult și pentru zilele noastre, nu? Acum, probabil, nu aveau termostatul la fel de eficient ca și noi, cu un buton din telecomandă sau cu o rotiță, se reglează temperatura, atunci probabil era biciuit cineva, dacă nu punea suficient. Acum, oricum, ne biciuie factura, da. Nu? Bun. Mergem... Așteaptă o poartă foarte frumoasă, poarta a treia a cetății, poartă dedicată împăratului Carol al VI-lea, așa s-a numit, poarta lui Carol. În partea dreaptă puteți să vedeți o clădire foarte frumoasă și foarte veche, din 1711 este datată această clădire, care astăzi este hotelul medieval, un hotel de 5 stele. Această clădire se numea, era clădirea manutanței, așa se numea, depozite de alimente și materiale necesare în cetate. A fost chiar prima clădire construită în cetatea Alpă Carolina. Data viitoare ne cazăm aici. Deci în zona alta? Da. Din geam nu prea știu. Nu chiar toate aripile. Aici, în zona asta, mai de către stradă, a fost cercul militar. Acum se restaurează și dacă hotelul funcționează în dișaua asta. Poarta lui Carol, foarte frumos ornamentată, această poartă, în centru, sigilul împăratului Carol al VI-lea. Un sigiliu în care apar două litere tehnice, numite în cifra romană 7. Cele două litere vin de la numele de Carolus Cezaris, iar cifra romană 7 face legătura cu împăratul Carol al VI-lea, care se considera urmașa imperiului roman de să vedem și fațada principală.